Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a sfințit astăzi pictura bisericii Acoperământul Maicii Domnului din Manic, județul Bistrița Năsăud. Lucrarea a fost realizată în tehnica frescă în perioada 2010-2021. Sfânta liturghie a fost săvârșită apoi în interiorul lăcașului de cult. După citirea pasajului evanghelic, înalt preasfințitul părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Întrebare esențială. În cadrul acestuia, a subliniat importanța îndeplinirii celor 10 porunci pentru a ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Cum să moșteneți viața veșnică? Uite așa, împlinind cele 10 porunci. Acum am zis că multă lume serioasă a meditat la acest adevăr, și anume că împlinind poruncile îl găsim pe Dumnezeu. Împlinind poruncile, moștenim viața veșnică fericită. Și unul dintre teologii perioade interbelice, care era preocupat de această întrebare, cum să moștenesc viața veșnică, acest mare teolog s-a numit Tihomir Tot și s-a oprit la fiecare dintre cele 10 porunci în parte. Și la urma urmei zice el, închipuiți-vă, ce frumos ar fi dacă toți oamenii s-ar hotărâ într-o anume zi să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Zice el, imaginați-vă că vă culcați seara și dimineața când vă treziți, nu mai recunoașteți lumea aceasta. Nu mai sunt răutăți. Oamenii pleacă liniștiți la muncă, nu mai strigă unul la altul. În familii e armonie desăvârșită, înțelegere perfectă între soț și soții, între părinți și copii. Răspunsurile liturgice au fost date de corul de tineri Sfântul Nicolae al parohiei Manic. La Chinonic, corul de tineri al parohiei, împreună cu 4 interprete de muzică populară, au cântat colinde. La finalul slujbei, înalt preasfințitul părinte Andrei l-a hirotezit iconom stavrofor pe părintele paroh Vasile Filipaș. La rândul său, acesta i-a oferit ierarhului o icoană cu chipul Sfântului Apostol Andrei. Cu ajutorul Maicii Domnului, în această parohie ortodoxă Manic, din 2011, de când a fost hirotonit chiar în această parohie de înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, am reușit să ducem la bun sfârșit o parte din lucrările care le-am primit de la părintele care a ridicat această biserică și noi în 2012 am zidit o croponiță frumoasă la intrare. După aceea în 2013-14 am amenajat împrejurimile cu gardurile care le avem acum. În 2015 am pictat turnul bisericii în tehnică fresco, ca după aceea în fiecare an, 2016, să continuăm cu absidele, 2017-18 cu bolta bisericii. Și în cele din urmă să finalizăm în 2019 pictura bisericii noastre. Prim epitropul parohiei, Ioan Râpan, a primit ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, soția părintelui paroh Sabina Veronica Filipaș a fost distinsă cu ordinul Mihai Vodă pentru mireni, iar fiii părintelui au primit diplome de cinstire. De asemenea, primarul comunei Chiochiș, Vasile Silaș, membrii Consiliului și Comitetului Parohial, precum și alți binefăcători, au primit diplome de cinstire. Dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru această zi minunată de toamnă, în care înalt preasfințitul părinte Andrei a binecuvântat și a sfințit lucrările de pictură de la Biserica Parohiei Ortodoxe Manic, o parohie care încununează astăzi eforturile a zeci de ani, pentru că în urmă cu mulți ani s-a pus piatra de temelie acestei biserici, a comunității acesteia reduse numeric, dar animată de dragostea lor față de Dumnezeu și a preoților care i-au cârmuit, a părintelui Cristian Oliver Teotișan și a părintelui Vasile Filipaș, împreună cu familiile lor, au reușit să se bucure în mod deplin de realizările lor, de ostenelile lor și au văzut încununate și finalizate lucrările de ridicare a acestei biserici. Biserica Acoperământul Maicii Domnului din Manic a fost construită în perioada 2003-2011.